Fiecare dintre noi are un om drag pe care îl poartă cu el, în gând, în inimă, pentru totdeauna. Iar acela ești tu, scumpul meu viitor soț. Îți mulțumesc că ai răbdare, că îmi zâmbești, că ești optimist, că te gândești la mine, că mă acoperi cu atât de multă grijă și dragoste, că faci timpul în doi să fie tot ce-mi doresc mai mult. Nu mi-am imaginat vreodată că cineva mă poate face atât de fericită. Tu ești cel mai frumos dar pentru mine. Te iubesc și te voi iubi o veșnicie. Ai spune cuiva că îl iubești este echivalentul cum ai spune tu nu o să mori pentru mine niciodată. Așadar, iubiți credincioși, să purtați această iubire în viața voastră, așa cum astăzi ați purtat-o și ați venit astăzi și ați cerut pentru ea binecuvântare de la Dumnezeu. Așa cum am înconjurat Sfânta Evanghelie, așa mi-aș dori din tot sufletul ca Hristos să fie centrul vieții dumneavoastră. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie prezent în viața voastră, în sufletul vostru, ca Dumnezeu să fie în inima dumneavoastră. Faceți din această căsnicie un altar în care Hristos să fie prezent, să fie permanent văzut, trăit, să fie viu.